Mii de vasluieni au fost prezenți de Sfânta Zi a Înălțării în cimitire pentru un pios omagiu adus celor care au plecat dintre noi. Această sărbătoare are loc exact la 40 de zile după Paște și este trecută în calendarul ortodox cu cruce roșie. De asemenea, este una dintre puținele festivități religioase care are dată schimbătoare, anul acesta picând în data de 10 iunie. Tot în această zi este pomenită și Ziua Eroilor, zi consacrată pentru pomenirea tuturor românilor care au căzut de-a lungul veacurilor pe câmp purle de luptă pentru apărarea țării și a neamului, dar și în numele libertății, credinței, dreptății pe pământ. Înălțarea reprezintă ultima zi în care Iisus Hristos s-a arătat ca om, după ce a stat 40 de zile pe pământ și cea în care s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Se spune că este bine ca în ziua de 10 iunie, așa cum pică anul acesta, înălțarea Domnului, să nu fii supărat și să eviți orice fel de supărare. De asemenea, o veche tradiție amintește că nu este indicat să le faci necazuri oamenilor din jur.